ce să mănânci atunci când vrei să mănânci ceva bun, doar nu ai foarte multe ingrediente. Îți arăt eu. Hai să facem pufoșeniile astea care te asigur că tu deja ai ingredientele în bucătărie. Se fac foarte ușor și vor fi pe placul tuturor. Ai nevoie de un măr pe care îl decojești de coajă, dă-l pe răzătoarea cea mare până la cotor. Într-un bol adaugă un ou, două linguri cu zahăr, puțină scorțișoară, adaugă iaurtul, toate ingredientele le găsești în comentarii, adaugă ulei, cam două linguri, vanilie, făina, merele rase, în cazul în care aluatul este prea gros, mai adaugă puțin lapte. Asta e în funcție de cât de zemoase sunt merele și cât de mare este oul. Într-o tigaie adaugă puțin ulei, prăjește-le pe parte și pe alta, cam 1-2 minute sau până când sunt frumoase rumenite. Și cam asta e tot. Se servesc cu zahăr pudre sau cu sirop de arțar și crede-mă, sunt absolut delicioase. Nu uita să mă urmărești și pe Instagram, yami.expert. Pup, pup!